Hello! Așa e că arată delicios, da, parcă zici că ar fi înghețată, dar nu, este bombă de baie. Bade bomb, bad bomb. În acest clip vă voi arăta cum realizez eu aceste bombe de baie. Am făcut de diferite culori, mărimi, după cum se poate vedea. Puteți pune petale de trandafiri, de lavandă. Pentru a da forma acestor bombe de baie am folosit suport de la cofrag de ouă, de la ouă, se vede, și am făcut în două mărimi așa, jumate și le-am împreunat. Sau diferite plasticuri, puteți folosi diferite forme, forme de cop, orice. Dar este și de cumpărat în magazine pentru decorațiuni. Și hai să începem. 200 grame bicarbonat de sodiu, peste care voi pune 100 grame sare de lămâie. Grame amidon de porumb. Vom amesteca bine cu întâi ingredientele uscate. Grame ulei de cocos pe care l-am topit. Într-o oală am pus apă fierbinte și am pus acest bol înăuntru. În acest ulei voi pune 10 picături de ulei esențial de ilang ilang pentru o aromă plăcută. Am pus cele 10 picături. Dacă vreți un miros mai intens, puneți mai multe, 15-20 de picături. Iar acum voi împreuna toate ingredientele și voi amesteca. Voi amesteca foarte repede pentru că untul de cocos se întărește. După ce am amestecat bine, voi împărți în al doilea bol o parte pentru a face pe două culori diferite. Dacă vreți pe mai multe culori, împărțiți în mai multe boluri. Și am aici așa, colorant alimentar roșu. Voi pune câteva picături, gel, colorant alimentar. Iar în acesta, culoare albastră, tot colorant alimentar. Și le voi amesteca. Acum în forme de la cofrag de ouă pentru a păstra ouăle în frigiderie. Acest suport voi pune așa, puțin, puțin din albastru și în acesta și le voi împreuna una peste alta. Și am obținut bomba noastră. O pun la deoparte, la uscat. Și așa voi continua cu restul produsului.
Am obținut 7 biluțe de baie. Le voi lăsa la uscat pentru câteva zile. Așa arată bombele de baie după 3 zile de stat, la uscat, pur și simplu lângă calorifer, pe masă. Sunt tari, sunt tărite, aici mi-a mai rămas puțin din produs, am zis totuși să-l fac, să nu arunc materialul. Momentul testării. Începe să prinde culoare apa. Gata, s-a dizolvat. Sper că v-a plăcut acest script. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like, subscribe și coment. Până data viitoare, numai bine, vă doresc pace, sănătate, v-am pupat, pa, pa!